Băieți și fete, bine ați venit la Alege baza secretă corectă în Minecraft. În clipul de astăzi avem baza lui SpongeBob, baza Squid Game, baza FNAF și trebuie să o alegem pe cea corectă. Rămâi până la final să vezi dacă am făcut decizia bună. Băieți și fete, videoclipul de astăzi este unul super, super special și mult mai diferit decât de obicei, deoarece astăzi, fraților, ne jucăm Alege baza secretă corectă în Minecraft. Și chiar acum, boys, în fața voastră se află baza lui SpongeBob, baza din Squid Game și baza din FNAF. Și am o chestie super, super interesantă pentru voi. Vreau chiar acum toată lumea care se uită la videoclipul ăsta și toată lumea care mă aude pe mine să scrie la comentarii care crede el că este baza secretă corectă. Deci, boys, avem baza lui SpongeBob. Scrieți la comentarii dacă voi credeți că asta este cea corectă. Baza Squid Game, acolo jos. Nu vreau să vă dau spoilere. Sau baza FNAF. Scrieți chiar acum la comentarii care credeți voi că este baza secretă corectă. Și totodată apăsați și butonul de like dacă vreți să mai facem episoade de genul. Și totodată o să vin și eu cu o predicție. Eu cred, boys, că baza secretă corectă din acest episod este baza Squid Game. Așa zic eu, da, baza asta roșie. Acum urmează să aflăm, nu uitați de aici de subscribe. Și haideți, boys, să începem. Prima dată o să mergem în baza SpongeBob, însă totodată vreau să vă zic că noi o să aflăm că este baza corectă când o să găsim o carte unde ne spune acest lucru. Deci așa îți dai seama că este baza corectă sau nu. Ideea e că băiatul ne-a zis că toate cele trei baze au chesturi în ele, toate au cărți în ele, însă numai o carte este cea bună care ne confirmă faptul că este baza corectă. Haideți, boys, să mergem prima dată în baza lui SpongeBob. Sunt foarte curios și o să... Bun, oamenii mei, și am ajuns aici! Deci, dulce, ok, avem foarte multe și mi-a zis băiatul ăsta că baza lui SpongeBob se află sub un pat. Deci am ajuns aici. Ok, deci e personajul ăsta care vrea să mă bată. Deci clar este baza lui SpongeBob, vreau să vă baza secretă, vreau să o găsesc. Ok, ciudat. Hai să vedem, uite aici un chest cu o carte care scrie Secret Base. Și că ca să accesezi baza secretă stai pe pat și apasă butonul. Bă, baza e sub pat, eu nu cred așa ceva. Deci trebuie să stau sub pat și să accesez butonul. Oh, shit, boys, ok. Ok, am intrat în baza secretă. Mamă, cât de mișto e sub pat. Uitați-vă acolo mobii ăștia. Ok, haideți să începem explorarea să vedem cum arată toată baza. Vreau prima dată să-l bat pe ăsta, bun, e mort. Aici în chest-uri n-avem absolut nimica interesant. Ați văzut că ne-a lăsat băiatul niște iteme. Hai să batem și ăsta, bun. Mamă, uite ce are pe ăștia. Bă, voi vedeți ce bază interesantă, gen. What, eu nu mă așteptam la chestia asta. Bă, voi vedeți cât de mișto arată. Uai, deci avem enchantment table. Avem chestia asta, tunelul ăsta unde vedem mina. M-am uitat și roboței ăștia. Lăsați-mă în pace. Avem aici o cameră, oare acolo este SpongeBob, boys? Hai să vedem. Let's go. Bun, o cameră cu dăștia. Ăștia sunt niște mob dăștia super, super ciudați pe care eu mor dintr-un hit, după cum vedeți. Mamă, bă, avem... What, ce asta? Un calculator? Deci eu nu cred. Eu nu cred ce găsesc în baza asta secretă. Bă, s-ar putea ca asta să fie cea corectă pentru că e prea mișto, vă zic. Mamă, ok, hai să mergem pe aici. Mamă, iară dăștia. Uai, câți mob, ok. Frații mei, lăsați-mă pace, lăsați-mă să trăiesc. Vreau să trăiesc, bro, ok. Mamă, cât de tare e, ok, vreau să explodez toată baza. Aole, aici avem chesturi. Nu cred că aici ar trebui să fie. Și aici nu cred că ar trebui să fie un buton care zice că să ne zică că e baza secretă corectă. Acum trebuie să mergem mai jos, vai. Uai, oamenii mei, ok, am ajuns aici, bun. Aici avem pe jos o chestie care se numește dulce. Bun, bă, bă. Lăsați-mă, mă, frate-mi, în pace. Aici iar e ceva. Calculator, perne, televizor. Astea sunt boxe, cred. Uai, cât de mișto e. Uai, cât de mișto e să vedem aici jos dacă avem ceva. Hopa. Ceva aici jos? Nu, nimica, bun. Bun, deci astea erau personajele din SpongeBob, gen. Ok. Așa. Și să mergem și pe aici, mă, până unde mai trebuie să mergem, mă, cât de mare e baza asta. Cine a stat, boy, să construiască toată chestia asta? Deci sunt astea. Avem așa, lasă-mă, frate-mi, în pace. Mamă, bă, cât de mare e, ok. Deci e gigantică, efectiv. Aici nimica. Însă, boys, din păcate, niciun... Hop, acolo avem un chest. Unde e muzică? Deci aici avem muzică, gen să punem bănuiesc la ăsta. Da, muzică. Deci, boys, baza asta, uite și zombiul ăsta, nu este cea corectă, da? Nici nu l-am găsit pe SpongeBob în ea. Nu e cea corectă. Ok, mamă, avem acvariu. What?
Ce tip mișto de joc vreau să cred aici. Acestul ăsta dai cu... Ai, avem aici ceva. Iară căul. Deci, boys, baza lui SpongeBob, cine a scris la comentarii, clar nu este cea corectă. Haideți să trecem la următoarea bază, adică baza din Squid Game. Bun, oamenii mei, ne aflăm aici și mi s-a șoptit în cască că baza din Squid Game se află într-un chest. Băi, eu nu înțeleg ce cu bazele astea secrete. Mi se pare foarte, foarte mișto. Și acum, boys, trebuie de vedeți în această carte și trebuie să găsesc chestul secret ca să accesez baza secretă. Ok, deci asta este baza Squid Game, boys. Aici, eu aici am pariat că este baza corectă, gen, dacă am câștigat-o, e foarte șmecher și noi o să mai mergem în baza din FNAF, știi ce zic? Deci ar fi foarte bine să terminăm mai repede și ca asta să fie baza corectă. Hai să vedem aici. Open this chest to access the secret base. Deschide chestul ca să accesez baza secretă. Mamă, cât de mișto, bro! Am deschis un chest și m-a băgat în baza secretă! Ok! Vreau să vă neapărat ce e aici, boys. Deci asta este baza Squid... Ah, uite un guardian! Uite un guardian, ok. Frate, o să trebuiască să te execut, știi ce zic? Deci se vede clar că este baza Squid Game. Hai să vedem dacă asta e mai mișto decât aia de la SpongeBob, ok. De la SpongeBob, da, baza SpongeBob. Bun. Ok, aici momentan nimica interesant, dacă stau să mă uit. Uite, numai un zombie de ăsta. Deci, boys, era numai un gardian peste tot. What? Așa de... Bă, sincer să vă zic, baza din SpongeBob mi s-a părut mai interesantă. Uite încă un gardian. Ok, frate meu, vino aici, bro. Nu o dai tu cu mine. Nu o dai tu cu mine pe astea. Bun. Avem aici o chestie numită... Încă un gardian, bă, dar peste tot ăștia, bro. Ok, smart computer. Beep, boop. Ah, asta e un computer inteligent. Ok, chestia asta nu avea cealaltă bază. Aici, în... Vreau să văd dacă găsesc vreun item în chesturile astea. Ok. Nimic aici, nimic aici. Mă duc imediat acolo. Ok, boys, uite un gardian acolo. O să-l omorâm cu arcul, având în vedere că suntem aici, mă, ce mișto arată chestiile astea. Gen, știi, să tragi cu arcul în ele, uite. Să tragi fix la țintă. Am dat fix în țintă, ia. Fix în țintă, boys. Mamă, să moară și ăsta odată. Mori, frate meu. Dacă nu moare, mă bag eu pe el. Bun. Hai să vedem și aici jos dacă mai e ceva. Oh, aici e, mamă, aici e păpușa din Squid Game. Ok, ok, boys, o să vrea să ne bate cu păpușa din Squid Game. Bă, dar din câte observ eu, stați puțin, boys, nici aici nu este baza corectă. Deci înseamnă că baza FNAF este cea corectă? La cine a scris baza FNAF înseamnă că ați câștigat voi, mamă, se distruge toată baza. Se distruge toată baza până bat eu păpușa din Squid Game, bro. Nu mi se pare deloc ceva combinație. Hai să vedem, deci oamenii mei, dacă stau aici să mă uit, nu este... Nimic în chest, nu găsesc niciun chest care să zică că e baza corectă. Deci mai rămâne să explorăm și baza din FNAF. Bun, oamenii mei, aceasta este casa unde se află teoretic baza din FNAF. Și după cum vedeți, am primit 64 de MROP. Asta poate însemna faptul, deci că how to enter, cum să intri în bază. Du-te în spate și o să găsești o gaură în fermă. Mamă, deja se aud, deci o gaură în fermă. Boys, aici este baza secretă. Trebuie să mă duc acolo jos, deci nu vine secret. Aici e baza secretă. Ok, hai să vedem. Bang. Bun, am ajuns aici jos. Asta și că este baza secretă și ar trebui să fie baza secretă corectă. Hai să bag un măr OP și să mă bag pe ei. Unde sunteți, bă? Ok, ok. Mamă, Chica, mamă. Asta este, nu mai știu cum o cheamă exact. Cred că o cheamă Chica sau ceva de genul. A murit. Mamă, aici, boys. Nimic aici, o cameră cu chesturi. Mamă, ce mișto, mamă, baza asta e mai mișto. Bă, aici e un portal de Nether. Bă, cât de mișto, baza asta e mult mai mișto decât celelalte. Vă zic sincer, boys. Mamă, uitați-vă, iteme aici pe jos. Mamă, cât de tare e, armuri. Eu să mergem mai jos, bă, mamă, avem și mai jos. Mamă, mamă, ce e aici? Mamă, boys, ce e aici? Frate meu, lasă-mă pace, lăsați-mă pace, lăsați-mă pace. Băi, 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 desimțiților, lăsați-mă pace. Mamă, uite toate personajele din FNAF. Vor să dea cu mine, nu știu ce au cu mine. Muriți, bă, toți. Mor și tu. Mamă, ce țipă ăștia. Hai să plecăm de aici. Mamă, uite câți mai ies, mamă, și aici și o cameră secretă. Freddy, frățiorul, Golden Freddy. Ești mort, zic de pe acum. Aici înăuntru, mamă, e Foxy, ok. Foxy, Foxy, n-o da cu mine, bun. Asta e Freddy, iară, mor și tu, frate-mi odată. Boys, dar până acum n-am găsit chestul care ne confirmă că este baza secretă corectă. Opa, aici jos. Ia să vedem aici jos. Oh, oh, ce-am găsit aici, ce-am găsit aici.
Ce am găsit aici, boys? Ce am găsit aici? Băieți și fete, cred că am găsit ceva super interesant, am impresia. Ia să vedem. Nimica, ia aici sus. Nu e nimica interesant? Bun. Asta a fost un fel de bait sau ceva de genul, gen să vin aici jos. Sper că nu m-au ademenit aici cu un scop anume, gen să mă moare sau ceva de genul. Da, vedeți, acolo se continuă, deci aici iară nu e nimica interesant. Haideți să mergem sus, boys, că mai avem o parte din bază. Mamă, deci baza asta mi se pare cea mai tare. Bun, 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 bun. Chest. O sabie de iron. Go up. Ăsta e un spawner, boys. Și dacă stau aici, se spawnează mob, gen. Uitați-vă. Stau aici, se aude apa, gen. Și încep să se spawneze mobi. Și acum dacă vin jos... Mamă, ia stați, dacă vin jos. Bun, băi, și uitați-vă că aici s-au spawnat foarte, foarte mulți mob. Deci, bă, baza asta este multifuncțională, așa de multe funcții, băi, mișto. Rău de tot. Eu aici în camera asta mai fost, nu e nimic interesant. Haideți, băi, să... până la urmă să... Ce face băiatul ăsta? Aici e zona de pescuit? Baza corectă! Let's go, boys! Deci am găsit baza corectă, ci că... Aceasta a fost baza corectă. Cine a ghicit să scrie la comentarii. Oamenii mei, baza FNAF a fost cea corectă. Felicitări tuturor celor care au scris la comentarii că baza FNAF este cea corectă. Eu din păcate am pierdut, că am zis Squid Game. Cine a zis SpongeBob la fel a pierdut. Însă nu uitați, frații mei, că dacă apăsați butonul de like, mai facem episoade de genul cu alege chestiile corecte și poate câștigați data viitoare. Ei bine, oamenii mei, o să încerc să vă dau inimioară la toți care a scris baza FNAF. Nu promit că o să vă dau la toți, însă cel puțin o să încerc. Eu am fost Marusiancu. Dacă v-a plăcut videoclipul, uitați să apăsați butonul de like și ne vom revedea curând cu episodul noi. V-am pa pe toți și vă urez o zi minunată!